Concurentă, oameni buni, și stabilim clasamentul final al celui mai savuros concurs de pe planetă. Concursul nostru de plăcinte, pentru că, oameni buni, ce credeți? Începe plăcinta de aur! Voi ce mai scoateți bun de la cuptor? Rubrică servită de Mărărița. Iar acum este timpul să introduc juratul nostru special de astăzi. În las fierbinți nu prea are nimeni îndrăzneala să o contrazică. Este dură, este aprigă, descurcăreață ca nimeni alta. O servim cu o felie de plăcintă, da. Și o vedem cum se descurcă acum pe scaunul de jurat actrița Mirela Oprișor, adică aspirina din las fierbinți. Opa, era piesa asta cu Mirela? Bravo. Avem piesă cu Mirela? Exact, și vreau să fie prezentat inelul Mirelei, care va năuci astăzi toți... Toate plăcinte. Exact. Ce drăguț. Spune-mi, când ai mâncat ultima tău plăcintă? Deci, de foarte mult timp, pentru că sunt la o cură de o lună jumătate. Deci, dar acum... astăzi ai voie, da? Nu, n-am voie, dar dacă am promis că vin. Exact. Da. Era păcate, am scos la o plăcintă și să nu... N-am ce să fac. Să-mi spui, știi, eu sunt la dietă. Sper să fie bună. Perfect. Dar plăcinte faci? Da. Care sunt cele mai bune? Cu carne, cred că mi-a ieșit cea mai bună, da. Și preferata familiei? Cu carne. Tot cu carne? Da. Tot cu carne, am înțeles. Atunci știm exact ce trebuie făcut și aia să fie plăcinta pe care să mergem. Perfect, oameni buni. Numai o secundă să știi că noi suntem aici pregătiți. Ciucă? Ia uite. Nu e pentru tine, tu-l dai. Nu, păi m-ai rugat, ai, dai curaj acum, m-a rugat. I-a zis, poți să-i dau eu trandafirul aspirinei? Fani, la fierbinți suntem și te pupăm și te salutăm. Și am zis, ok, împărțim aici. Perfect, haide să vezi ce se întâmplă. Pentru că, oameni buni, intră acum specialiștii. Prima este nimeni alta decât prin rețetele sale, am putea spune, Ciucă, vorba... colegilor noștri, Nadia Comăneci a bucătăriei, doamna Madame Gina Bradea. Al doilea este expert în patiserie și am putea să-i spunem că este acest Gică Hagi al tartelor și plăcintelor, maestrul Mircea Nicolescu. Să-i poftim pe rând. Prima dată, Gina Bradea în șpagat. Mă așteptam în plic flacă să vin Gina. Am zis că ești Nadia Comăneci a rețetelor. Și atât. Și atât. Aseară am fost la Nea Vasile, la domnul Nea Vasile, să-i dau note la cozonaci. Și? Cu multă bunăvoință i-am dat 11. Am înțeles. Domnul Nea Vasile, sănătate! Dacă te uiți la noi, numai bine. Practic s-au întâlnit cozonacii cu plăcintele. Da, ascuns plăcintele. Cum? A ascuns plăcintele. I-a fost frică. Exact, perfect. Să luăm un loc la masa juriului și să mergem mai departe, cum spuneam, să vii între în ring nimeni altul decât Gică Hagi al tartelor, Mircea Nicolescu. Salut, Mircea. Salut. Văd că tot cu Cali în brațe ești. Te rog frumos, să știi că există o dragoste între noi. Și trebuie să-ți mărturisesc. Sper. Ea este Cali, oameni buni. Și să știți că această pisică minunată are 8 luni. 8 luni. 8 luni și este de fapt pisica sau poți să zic că e a iubitei tale mai mult? E a ambilor. Da? Normal. Ok, perfect. Adică ce e în familie, rămâne în familie. Uite așa, nu de alta, dar vreau să se uite și e puțin emoționată astăzi. Da. Azi e timidă. Ar trebui, cred, să vorbesc cu ea în engleză pentru că e rasă britanică. Tu poți încerca, nu ne răspunde nici la română, nici la engleză, dar e ok. Aha, perfect. Cali, oameni buni, uitați-vă și dumneavoastră ce pisicuță frumoasă astăzi aici la emisiune. Să luăm un loc, Mircea. Perfect. Ciucă, stă bine cu pisica în brațe? Da. Haideți să vedem întâi de toate cam ce așteptări avem de la ultima concurentă. Ia gândiți-vă, ia spuneți-ne. Aștept să văd dacă găsesc plăcinta supremă. Păi supremă mai mult de 3 de 10, nu știu dacă există. Poate fi 3 de 10 și 11 sau 2 de 10 și 11. Adică, nu știu că există notele astea, dar vom vedea. Astăzi este ultima concurentă. Mircea, așteptări? Gina zicea de plăcinta perfectă. Tu ai spus că nu pot să existe mai mult de 3 de 10. Știi, gusturile sunt o chestie care se calibrează pe măsură ce descoperi lucruri noi.
Așa că așteptări, da, vreau ceva nou. Ceva nou? Dar dacă am dat 3 de 10, deci concurenta de astăzi clar trebuie să ia minimum 3 de 10. Să nu uităm că și impresia de acum contează pentru ce se întâmplă în finală. Perfect. Haideți să vedem, pentru că ultima concurentă este gata să-i surprindă pe jurați cu o rețetă spectaculoasă. Plăcinta trandafir, cu urdă și mărar. O vedem pe Carmen Manu la treabă. Apoi o așteptăm în platou cu a ei plăcintă. Eu sunt Carmen Manu, am 56 de ani, sunt născută, crescută în București și de un an de zile m-am mutat la țară. Astăzi o să vă fac o plăcintă cu urdă dulce și mărar într-un aluat de plăcintă pufos. În general, pentru că suntem în anul în care suntem, eu renunț la ceea ce făceau bunicile noastre cu frământat de mână. Avem utilaje, slavă Domnului, le folosim. Deci am pus făina, pun drojdia uscată, după care pun sarea, prima prăjitură am făcut-o la 10 ani. După o carte de bucate a mamei mele, a ieșit o catastrofă nucleară, dar bucătăria a fost dezastru. Ce faci, fată? Mai vrei ceva? Ce să-ți mai dea mama? Cam așa. Dacă n-ai cu cine vorbi, vorbești tu cu cine poți, știi? Mai cu o pisică, mai cu un câine, mai... Și acum, de exemplu, ce-mi place să fac? Ca să văd eu dacă e totul în regulă. Uite, o iau cu mâinile și văd. Și ăsta e momentul când eu fac dragoste cu aluat. Și îl întreb, tu ce mai vrei? Mai vrei tu oare ceva? Culoarea îmi place, textura îmi place, dar ar trebui încă bălmăjit. Voiam să știu cum a început povestea de dragoste dintre dumneavoastră și soțul. Ce drăguț! De ce faci chestii de-asta? Eram în clasa 5-a, la un pas sportiv. Ne scotea pe vremea lui împușcatul odiosul. Și era un joc, copiii stăteau în cerc, cântau, băteau din palme și soțul meu, noi eram în clasa 5, aveam 10-11 ani, m-a scos la jocul acela pentru că un băiat alegea o fată, o pupa, după care fata s-o păia și ea într-un picior și alegea un băiat și titularul m-a pupat când aveam 10 ani. Da. Și de atunci, frige, frige, Doamne ajută, te faci frumoasă și bună. O să mâncăm, ia uită-te aici, ce este, ia uită-te aici. Astea sunt. Ne vedem în platou? Arată într-un fel, trebuie să recunoașteți, e Carmen Manu și plăcinta ei specială, plăcinta trandafir cu urdă și mărar, prezente aici. Bună ziua! Sărut mâna, dați-mi voie să vă ajut, sărut mâna și bine ați venit la noi, la concurs. Doamnă, sunteți senzațională, pe cuvânt. Ce ne-ați adus aici? Limonadă cu mentă. Adică trebuie să servim plăcinta asta întotdeauna cu pahar, cu limonadă, nu? Nu întotdeauna, dar cine dorește. Da, e recomandat? E recomandat. E recomandat. Perfect, doamna Carmen, numai o secundă, să vă dau un microfon, că la această lavalieră nu vă prea auziți și nu vrem să... Nu, Ciuca, aduci tu un microfon de acasă? Nu mai o secundă, doamna Carmen, haide să mergem și aici pe punctul, pe țintă, pe țintă, ca să zic așa, dumneavoastră față în față cu jurații, da? Da. Îmi place de dumneavoastră, sunteți foarte hotărâtă. Da, să știi că am emoții. Aveți emoții? Ei, am. Întinde mâna stângă, să vedem. Nu vreau. Întinde mâna stângă, vă rog frumos. Ținem drept, 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 drept. Ia, nu. Țineți, nu mișcați, nu trișați la doctor. Uitați că am și mânușile. Hai că am. Un pic. Dar îmi trece. Vă trece. Da.
La 10 ani l-ați pupat pe soțul dumneavoastră? Nu, eu, el. El? Nu. Aveați 10 ani? Da. Și când v-ați cunoscut, el a fost primul care v-a pupat la 10 ani? Yes. Nici nu bănuiați dumneavoastră că o să fiți soția lui? Nici nu mă gândeam. Cum l-a lintați? Ursulescu. Ursulescu? Aha. Așa ziceți, bă, Ursulescu, le voi. Îi zic, și Floricescu, și Florinescu, și în toate belelele. Am înțeles, în funcție de anotimp. În funcție de ce-mi trebuie. Ursulescu, ca în ce plăcinte preferă? Ursulescu, numai sărate. Numai sărate. Asta cu brânză și mărar îi place? Asta cu blânză și mărar îi place, dar varianta sărată, nu varianta dulce. Asta e varianta dulce. Da, gusta și varianta dulce. Și a zis, nevastă e de belea, da, tot ailaltă. Niciodată nu-mi spune, nu e bun, nu mai face, sau a fost bună, dar altă dată să nu mai faci. Deci ăsta este secretul unei căsnicii reușite. Exact. De 34 de ani cu acte. Hai de capul meu. Felicitări, aveți și un băiat? Avem un băiat de 33. Și vă doriți mâine, poimâine să deveniți și bunică? Aoleu, ăsta e oful cel mai mare. Cine nu-și dorește? Îmi doresc, fată, băiat, nu contează. Bunică să fiți? Bunică să fiu și să facem prăjituri în bucătărie. Dar e căsătorit? Nu e căsătorit. Dar are iubită? Are iubită. Păi și? Păi și? Depinde de mine? Ce-a depins de mine eu am făcut? Am înțeles. Deci problema e la ei? Acolo e, mingea e la ei. În terenul ăla. Corect, foarte bine. Dar i-ați dat? I-am dat de toate. Nu, nu. Vreau să zic dacă i-ați dat și sfatul din familia mea să nu să contrazici niciodată soția. A, nu, nu trebuie să-i dau sfaturi, că a luat singur tot ce trebuie. Asta învățat, se învață pe parcurs. Am învățat, foarte bine. Și chiar dacă îi dai sfaturi unui tânăr în ziua de astăzi, nu o să ți le urmeze ever. Corect. Tineri din ziua de azi. Da. Bun, vedem plăcinta, pentru că totuși am venit la concursul de plăcinte. Nu de alta, dar începusem cu discuția așa, să ne ducem în tot felul de zone. Vreau să zic că este prima plăcintă care vine la noi, la emisiune, în acest concurs, cu totul și cu totul în forma asta, care te duce mai mult cu gândul la o pâine. Nu? Nu, că e un lucru bun, nu aruncați cu pietre mine, doamna Carmen. Prima dată vreau să vă uitați. Exact, franțuzesc, nu. Poartă semnătura mea. E o plăcintă prezentată în formă modernă, un pull apart. Da? Este o formă modernă. Suntem în 2021, trebuie să ne upgradăm. Exact. Deci se poate rupe bucăți. Deci așa se și mănâncă, nu se taie. Se poate rupe exact petale. O petală e o porție. O petală e o porție. Iar asta din mijloc e porția... prezentatorului, nu? Bine, prezentatorului. Perfect. Cine împarte, parte și face. Corect. Mirela, trebuie să-mi spui cum ți se pare. Prima dată noi ne uităm prima dată la design. Arată foarte bine. Da? Așa ți-am zis, mă duce cu gândul așa în Franța, când beau o cafea și când am ocazia să merg pe acolo să beau o cafea și să servesc o plăcintă. De astăzi nu avem cafea, dar avem o limonadă. Avem limonadă, adusă, dar n-am voie. Mulțumesc. Eu îmi fac datoria și vă pun câte un pahar de limonadă. Da, ai viață grea, Mirela. Da. Nici plăcintă, nici... Ce să facem? Perfect. Dacă începem treaba, așa filmările, e, nu? La limonadă. Haide că am avut la plăcinta Iran, acum avem limonadă. Mersi, garson. Avec plaisir. A, deci Mimi, este o plăcintă dulce, nu e sărată, am crezut Mimi, că e sărată. Mimi Brănescu, soțul tău, te-a rugat să-i duci plăcinta acasă? Nu e acasă, cred că mă ruga, dar dacă era acasă mă perfect. Ruga, să știi că o să am și un pahar pentru tine, cu apă. Am pus paharul cu limonadă, nu de alta, dar să nu stricăm meza în palasul, corect? Vă și mulțumesc, apă, dacă vă doriți. Mulțumesc. Da, că dacă n-aveți voie limonadă, asta e. Perfect, doamna Carmen, practic plăcinta asta nu trebuie să o tai. O rup. Merge și tăiată, indicat este ruptă, pentru că... Mergem pe ce ne-ați recomandat dumneavoastră. Eu zic, nouă să ne rupeți. Place, doamnă, noi credeți-ne aici așa în copilărit. Cu cozona, cu rupt, adică așa am început. Ia să vedem, hai de mine. Mamă, dar uite, asta este, le arătăm celor de acasă ce bine arată și pe spate, adică n-a fost arsă. Tot trandafir și pe spate. Și pe spate trandafir, frumos. Priviți. Această plăcintă astăzi este scoasă la licitație. Ciucă, avem plăcinta cu brânză și mărar. Haide să vedem pentru cine oferă ciucă, mai una mult. Gratis. Ia. Ma, doar un pic așa. Ia uitați. Dar mai multe vă arătăm după o scurtă pauză de publicitate, pentru că nu vreau să stric aspectul acestei plăcinte frumoase și o las pe doamna Carmen Manu să o rupă dumneai cum trebuie și să le dea juraților elegant, frumos, în farfurie, da? Merge și tăiată.
Merge și te-a... Perfect, am zis să nu vă stric eu aici. Faceți dumneavoastră treaba, da, perfect. Eu, până vă pregătiți, să știți că vă dăm o pereche de mânuși dumneavoastră imediat. Avem și stetoscop dacă vă trebuie. Mai facem nu trebuie și... stetoscop. Perfect. Atunci, după publicitate, revenim și vă mai dau câte un indiciu legat de invitatul de la ora 16. Despre cine este vorba, rămâne să aflați imediat. Cali este și ea curioasă să vedem dacă voi veți ghici cine e. Vă aștept. Am furat startul, oameni buni, și am gustat o bucățică de plăcintă. Acum este cazul să gustați și voi și să vedem dacă vă place sau nu. Deci doamna acum... Carmen. Gustam. E ce trebuie. Până vă pregătiți tacâmurile, până gustați, eu nu vreau să uit de telespectatorii mei, pentru că le-am promis că le mai dau câte un indiciu în legătură cu invitatul nostru surpriză de la ora 16. V-am spus că a copilărit la Baia Mare. E băiatul arătat cu săgeata, că a făcut atletism și că voia să se facă pădurar. Acum vă vreau să mai spun ceva. A studiat chitara, dar nu s-a prins nimic de el. Și vă mai spun că și-a cunoscut soția atunci când aceasta lucra ca reporter și a venit să ia un interviu. E faimos. Gata, nu vă mai zic nimic deocamdată. Scrieți-ne mesaje dacă știți cine este băiatul din această fotografie. La ora 4 fix vine aici și vedem dacă ați ghicit sau nu. Oprește-mă. Am văzut, ești la dietă, ai ținut. Oprește-mă. Mănânci cu prea multă plăcere și prea multă, cum să zic, bucurie. Așa că da, putem să facem o excepție astăzi. Da, da, putem pentru că face este o excepție. Și foarte bună. Te rog frumos, putem face o excepție. Deci, Carmen, am gustat și eu. Mă așteptam, acum să spun eu părerea mea, care oricum nu se notează, nu se avizează la nicio treabă. Mă așteptam să fie mai, cum să zic, mai uscată, mai seacă când am văzut așa. Dar se topește în gură. Deci, ursulețul, cum i-ai zis tu că îl zici, ursuleanu. Ursuleanu e fericit. Este. E fericit. Mama. Îl avem pe ursuleanu la doamna Carmen și îl avem și pe domnul Pisicianu. Domnul Pisicianu e prietenul nostru Mircea, nu de alta, dar el are aceste pisici superbe. Dacă îl căutați pe Instagram sau pe Facebook, Mircea Nicolescu, vedeți acolo toată colecția lui de pisici. Jur că am fost, mi s-au adresat multe invective, dar chiar Pisicianu nu mi s-a zis până azi. Tocmai de asta vreau să rămânem memorabil. Ia-o cum vrei, de bine sau de rău. Dar să știi că nu e un invectiv. And counting. Eu aștept mișcarea aia. Mișcarea asta, la asta nu merge. În primul rând vreau să vă întreb ceva. Ați folosit ouă de casă? Nu. Nu. Cu toate că arată ca și cum ar fi ouă de casă, pentru că este galbenă și a luat ăsta așa galben. Pentru că am folosit ouă de la supermarket, am pus un pic de șofran. Și pentru gust și pentru culoare. Îmi place că sunteți corectă. Vedeți? Oricum am văzut-o. Ce? Am văzut șofranul. Să știi că șofranul este un mare plus, nu? Apropo de că sunteți corectă, nu, nu e o... Este un condiment excelent și la cât ai folosit, scuză-mă... Nu, i-a zis corectă, Mircea, la modul că spuneai, da, ouăle sunt din de la țară, că să arăți că e cât mai bio și cât mai naturală. Nu, pentru că mie încurge asfaltul din buletin. Am înțeles, doamnă. Perfect. Vreau să vă spun că pe mine m-ați cucerit. Dacă aș avea aici un gol de bază, v-aș trimite direct în finală. Eu. Dar asta ține de mine. Acum să vedem cu juriu. Acum e beleaua. Haideți să vedem. Prima care va nominaliza, care va juriza, care va spune ceva despre plăcinta asta fără să dea notă, este prietena noastră Mirela Oprișor, aspirina din Las Fierbinți. Și am rugăminte înainte de a spune ceva de plăcintă. Poți să te uiți la cameră, să-ți salut pe domnul Nea Vasile, e fanul tău. Și acum face cozonat și zicea, băi, e Mirela acolo, aspirina, nu mi-ați adus-o când am fost eu în juriu. O să vin. Nea Pentru Vasile? Nea Vasile o să vin. Mamă, Nea Vasile, hai de mine. Perfect. Bun. Să vedem. Deci, în primul rând, îmi place foarte mult prezentarea. Mă duce, cum am spus așa, la un bistro, la o terasă. Îmi place că e modernă. Și în al doilea rând, este... mi-a adus aminte de mama care îmi făcea clătite cu urdă dulci când eram acasă. Și în al treilea rând, doamna este foarte bună. Mie e pe gustul meu. Îmi pare rău că n-ai gust să gust limonadă. Limonada este la fel, senzațională. Cred. Și uite, chiar o să gust și limonadă. Greta, pentru doamna pahar, o să gust și limonadă. Crede-mă că și tot dumneavoastră ați făcut limonada? Nu. Nu, dar e foarte gustoasă. Dar știu un loc de unde am cumpărat-o. Nu am putut să o fac pentru că eu vin de departe. Am fost la serviciu, șeful meu m-a învoit, am venit aici și atunci riscam să nu fie ceea ce trebuie. Fiți sinceră cu mine. Sunt. Șeful
v-a cerut vreodată la zile de aniversare ceva să-i faceți plăcinta aia cum o face doamna Carmen? Niciodată, dar i-am făcut-o. Și? Pentru că și acum i-am făcut-o, are în birou să se ducă să o ia. Șeful, vedeți că ai pus-o în birou? După imprimantă! Gata, am zis. Se uită? Se uită. Cum îl cheamă? Cornel! Cornel, să treci! Perfect, hai să vedem. Gina, ce părere ai de această plăcintă? Îmi place aspectul. Îmi place că ai dus colacul bunicilor. La miros este colacul bunicilor, da? Așa cum făceau la țară pe vremuri. Îmi place cum ai modernizat, să spunem, plăcinta. Este surprinzătoare combinația de zahăr cu mărar. N-am încercat-o niciodată, e prima dată. Nu e rău deloc. Îmi place. În schimb, cred că ai pus puțin cam mult șofran. Se simte șofranul puțin cam tare în aluat. Dar nu e rău. Mie îmi place șofranul. Oricum nu puteai să spui că nu ai folosit, că am văzut când ai turnat... Da. Și chiar dacă nu vedeam, simțeam gustul. Păi, deci aș fi mințit? Șofranul e cel mai scump condiment. Gustoasă, nu? Foarte. Foarte. O mănânci prima dată cu ochii. Da. Deci, din ce a venit până acum, e cea mai frumoasă plăcintă din concurs. Ca aspect, e cea mai frumoasă plăcintă din concurs. Mulțumesc. Mai puțin șofran l-a luat. Am să țin minte. Domnul Pisicescu, pardon, Nicolescu. Susțin întru totul ce a zis Gina. De departe cea mai reușită prezență. Ca observații, da, într-adevăr, este... Dă o ușoară senzație de amăreală șofranul aluatului. Și eu nu sunt foarte mare entuziast la combinația dulce-mărar. Cred că îl înțeleg mai bine pe domnul din dotare. Apropo de faptul că aș fi transferat plăcinta asta pe sărat. În rest, n-am comentarii negative pentru ea. Adică, cu alte cuvinte... Iar designul e, repet, wow. Adică pentru cineva care face acasă așa ceva, e un... Un plus. Un plus. Dar în același timp să nu uităm că doamna Carmen vorbea cu aluatul. Ați văzut? Bine, am trecut un pic peste ceea ce povestea acolo. Că făceați dragoste cu aluatul, așa ziți. Da, și mie nu-mi place să-l frământ cu mânuși. Cum să frămânți aluat cu mânuși? Păi, am fost criticată că n-am... Să critique. Cine critică aluatul dospit se frământă cu mânuțele. Da. Și dacă nu pui mâinile amândouă pe aluatul dospit, să-l simți cum îți crește în mână, să simți făina, pur de și aluat simplu... Vorbești? De aluat, ah, mamă, scuze, de aluat. Okay. Dacă nu pui mâna pe aluat, degeaba. Iar da, mâna... aia este toată plăcerea. Bingo! Dacă nu pui mâna pe aluat, degeaba îl faci. Mă simt un pic în plus la discuția asta. Iar mâna de aluat se vede. Pentru că bătrânii noștri spuneau, se vede mâna de aluat. Carmen, ai mână de aluat. Sărmâna. Și mie îmi place cel mai tare tot așa la aluat, să-l văd cum se învârte în mixer. Da. Și eu stau și tu ai mixer de aluat. Tu ai mixer de aluat. Am. Bravo. Da, da, după ce nu te mixer, pui mâna pe el și gata. Ai pus mâna pe aluat. Privire. Perfect. Trebuie să dăm și note, pentru că doamna Carmen, dacă primește la fel note mari, s-ar putea mâine să prindă finala, iar dacă mâine ați venit finală, veniți cu altă plăcintă. Ce faceți? Mai aveți timp să o faceți? Evident. Cine, eu? Da. Oricând, oricât. Măcar să intru în finală. Mamă, dar îmi place de dumneavoastră. Păi da. Perfect. Hai să facem un pic așa ordine video. Clasamentul nostru. Avem două concurente care au 30 de puncte. Vilman Cadâr și Ileana Dragomir. Și avem o concurentă, Denisa Crețu, care are 29 de puncte. Acum să vedem. Deci vă calificați și cu 29 de puncte și cu 30 de puncte. Pregătită? Ce am de pierdut? Să vă mai spun o dată. Haide să vedem, dăm note. Mirela, ești prima care dai notă. Maxim e asta? Maxim. Ar fi meritat mai mult dacă puteai, da, nu? Da, puteam și mai. Serios, foarte gustos. Foarte gustos. Foarte gustos. Felicitări. Mulțumesc. Mi-ai spus ceva, că ți-a adus aminte de plăcintele făcute în copilărie. Nu, de clătite. Făcea mama clătite. Dar unde ai făcut copilărie? În Brașov. Da. Ideea e așa, bunica mea era de la Miercurea Ciuc și ne făcea clătite, curdă, dulce și mărar. Da.
Mie mi-au plăcut foarte tare poalele în brâu și m-am gândit ca să lovesc finala. Și atunci am zis, băi, dacă îmbin eu Bucovina cu Banatul sau cu Ardealul, exact. Asta a fost ideea. Da, e o combinație reușită, doamnă. Mulțumesc. Carmen, ai un 10, dar să vedem, ți-am zis. Vedem. Perfect, vedem. Hai să vedem. Poți Mircea, dă nota. Vrei să dea Gina? Nu, lasă-l. O cuget. E ultima Sunt concurentă. Sunt împărțit între două note. Din păcate, între două note. Ia veni și primăvara, e soară, să gândim pozitiv, nu? Exact. Să fii mai buni. De Crăciun fii mai bun. Influențez. Yes! Wow! 10, Carmen! De la Mircea! Pune-o pe seama limonadei. Ok. A amețit. 10! Bună. Mamă, cum ești? Cum să fiu? Încrezătoare. Și dacă îmi dă Gina 9, tot am 6. Păi da, dacă îți dă 8? Aia e, am încercat, am văzut și eu cum e o emisiune în direct. Și cum e? Și e mișto, și mai vreau. Da, îmi place de tine, așa plină de viață ești mereu? Da, am multe baterii da. Și când de unde încep... Nu, de la soare sunt. De la soare, da. Am înțeles. Și ce fumezi? Merg în curte și încep și mă încarc. Exact. Perfect? Da. Și de acolo multă energie. Exact. Da, cred că și de la domnul Ursulescu. Ursulescu are partea lui, dar energia adevărată vine de aici. Din suflet. Da, și pentru că vreau să am viața frumoasă, armonioasă și ultimii ani care au mai rămas, că trebuie să recunoaștem. Câți ani ai, Carmen? 57, aproape. Da, anul pun dosarul de pensie și ies anticipat, ca să fac plăcite. Foarte și frumos. Și torturi. Acum să vedem ce zice Nadia Comăneci a plăcintelor. Omoară-mă. Mai puțin șofran. Nimeni nu-i perfect. Ba da, eu. Și eu sunt frumoasă și deșteaptă și modestă. Suntem din aceeași promoție. Nota. Nici nu vreau să mă uit. Îmi pare rău. Am și o emoție, Carmen. Îmi vum. Îmi pare rău. Cred că-s două. Nu cred. Hai zis că-i pare rău. Nu cred. Hai zis că-s două. Dacă spun că nu-mi dă. Face bani? Întrebarea e dacă prinde sau nu prinde finala Carmen Manu, ultima concurentă de astăzi de la cu plăcinte. Șofranul. Cu șofranul ai zbârcit-o rău. Rău. Prea mult. Wow! 10! Finală! Scrie finală pe mine. Mâine e finala. Mâine, pe la mine e deja de acum. Trebuie să mă duc să cumpăr, trebuie să mă duc să fac. Deja da, am treabă. Ce ne surprinzi mâine? Ce faci pentru mâine? Am să vă fac ceva wow. O să iau și eu ideea asta. O să iau și eu ideea pentru că mi-a plăcut. Ok. E prima dată când Gina, în loc să-i spună unei concurente sau concurent, să vii la mine, să te uiți la rețetele mele, îi spune, o să iau și eu ideea ta. Bravo, Gina! Eu nu iau idei de la gospodine de obicei, dar asta îmi place și am să o iau. Să rămână! Mamă, mi se pare un super compliment ăsta. Super! Perfect! Ce n-a spus Carmen? Carmen este blogger culinar. Noi ne cunoaștem. Da? Și de pe Facebook. Opa. Ne și mai criticăm din când în când. Adică vă cunoașteți din online? Nu pot să spun că suntem prieteni. E a doua oară când ne întâlnim. Ne-am întâlnit odată tot la un lansarea eveniment. Mea de carte, da. La un eveniment. Deci nu pot să spun că suntem decât amici. Ne-am întâlnit la diverse evenimente. Toată în diverse lumea de grupuri. Pe Facebook, Gina. Exact, trăiască Facebook-ul. Nu ești pe Facebook, nu ești în grupuri, nu existi. Avem aici 3 de 10. Deci mâine avem practic finaliste care au venit cu plăcinte de nota 10. Mm. Vă dați seama ce e mâine? Vă dați seama ce e mâine în finală? Doamne? Nu pot să spun acum, dacă m-au celelalte două. Am venit să câștig, n-am venit adevărat. Să... Nu? Foarte tare, superb. Bravo! Carmen, Manu, Vilman Cadâr, Ileana Dragomir, 3 de 10 fiecare concurentă. Mâine este bătălia pentru un super premiu, un cuptor profesionist care o să vă ajute. Dar acum, Carmen, am o întrebare. Tu ai spus astăzi că i-ai spus șefului să te învoiască că vii la concursul de plăcinte. Anunță-l pe Cornel, șeful, așa-l cheamă, Cornel, nu? Da. Anunță-l că mâine nu te duci deloc, că trebuie să exersezi la plăcinte. Da, știe. Nu știi, Corneluș? Nu vin. Cred că tocmai mi se pare... Dar el e șeful, nu? Da. Păi mai are ce să zică.
Corneluș, deci nu, nu. Îți facem firma, de, cum să zicem, de aplaudat, nu de râs. Corect. Suntem aici, da, Corneluș, corect. Și suntem în finală. Păi da. Dar la ce lucrați? Nu firma, în ce domeniu? Imobiliar. Ai imobiliar. Vineți case, apartament? Nu, închiriem birouri. Închiria... Păi și mai închiriază cineva birouri? De asta aveți liber. În perioada asta m-am prins. De asta are, mă, doamna Carmen, liber. E cu pandemia, închiriază birouri. Cine mai închiriază? Lăsați, perfect. Foarte bună. Uitați-vă, s-a terminat, au dat note și încă mai gustă cât o felie. Înseamnă că e cu ok. Cu regret. Perfect. Felicitări. Mulțumesc. Carmen, să știi că am un cadou pentru tine. Este oferit de partenerul nostru, Morărița. Are shorts? Are shorts? Are shorts. Am o colecție de shorts-uri impresionantă. Perfect. Acum mai ai unul de la Morărița și ai aici tot felul de produse pe care poți să le încerci acasă și sunt convins că o să-l dai pe spate pe Ursulescu Floricescu. Sunt fan Morărița. Perfect. Felicitări, Carmen. Mulțumesc. Îți mulțumim mult de tot. Mulțumesc. Ne vedem mâine. Vă mulțumesc mult. Mâine. Mâine e finala. Mai ales. Mâine e finala. Dăm cartea, că aia îmi trebuie. Am înțeles, perfect. Facem schimbul de cărți. Mulțumesc. Exact. Mult. Înainte de a le mulțumi oamenilor din juriu, vreau să te întreb cum a fost cu piesa de teatru, cum e cu online-ul, cum e cu all inclusive-ul. Nu te-ai uitat, nu? Nu, că am avut niște filmări și mi-a părut foarte rău. Dar luni vii? Vreau, dar tot online. Nu, este în direct, de la ora 8. Hai că ai timp. Luni, da, gata? Da. Luni păi avem să fie două, și luni și online? Noi avem, nu, o să fie două spectacole. Unul de la 17 și unul de la 20, pentru că avem voie doar 30% și atunci jucăm de două ori într-o zi. Așa că dacă vrei, luni te chem la teatru de la ora 20 ca să ajungi de la emisiune. Și pentru cei de acasă, și pentru cei de acasă, cei din București sau cei care vin în vacanțe, deocamdată nu o să mai fie online. Deci pe 17, nu, la ora 17? Pe 1, de la ora 17 și ora 20 la Teatrul Național. Exact, ora 17 și ora 20. Da, dar a fost foarte, foarte emoționant așa. Au fost mulți oameni, am citit, care au urmărit piesa online, așa că a fost o experiență reușită. Și pentru spectatori a fost o emoție, să știi. Și ei au fost emoționați. Îți mulțumim mult. Mulțumesc de tot, și să ai mult succes și te mai așteptăm. Mulțumesc și eu. Perfect. Mâine avem finala, oameni buni, pentru că, mai ce credeți, asta. Mâine este finala Plăcinta de Aur. Voi ce mai scoateți bun de la cuptor? Rubrică servită de Morărița.